Salutare YouTube, eu sunt Cristi și astăzi revin cu un episod din Exceptional Altitude. Dacă vă place această serie, nu este să apăsați butonul de like. Îmi cer scuze că n-am mai filmat de ceva timp, dar am avut o săptămână de tot căcatul, efectiv n-am filmat nimic în plus față de ce aveam filmat. Ok, decât un episod din GTA 5 și văd că nu prea... Nu știu cum să zic. Mă rog, nu prea am vrut de la bun început să filmez GTA 5, atât că mulți mi-au zis, hai mă, filmează GTA 5, o să fie distractiv și chestii, și eu am zis, ah, frate, hai că filmez GTA 5. Și după aia când am pus GTA 5, de ce faci acum GTA 5? Ok, nu pot să zic că îmi pare rău că până la urmă am renunțat la această idee, pentru că, după cum am ieșit de pe la început, nu prea aș fi vrut să fac GTA 5. Adică GTA 5 l-am jucat când a apărut, n-aș fi vrut să fac cu story-ul, poate o să fac online și fută-l domnul de vecin care de el cu drojba sunt... Sau ce dracu e aia, doamne, auziți și voi? Sper că n-auziți. Of, doamne, stai așa. Ok. M-am mutat o leacă. Încât să, nu știu cum să zic, să am o altfel de poziție și așa teoretic ar trebui să nu auziți ce face vecinul. De fapt, mă rog, cum mai face. Bun. Ideea este că în episodul ăsta avem în sfârșit suficient de multe resurse încât să facem un bloc de gol, adică să facem rost de un bloc de gol și să vedem care-i faza cu ouăle astea. Că trebuie să spargi un ou pe un bloc de gold. Damn it! Și apropo, pentru cei care se uită și pe League of Snake, pe canalul meu de LOL, o să vă las un link în descriere de la o nouă pagină de Facebook pe care am făcut-o special pentru ăla, pentru că vreau să postez mai multe legate de League of Legends pe Facebook și să nu o fac pe Facebook-ul, pe pagina de Facebook principală, pentru că nu toată lumea e interesată de League of Legends acolo. E clar după... am uitat să fac târnăcopul. Și e clar după feedback, adică se vede acolo că nu prea fac multe like-uri posturile cu League of Legends. Dar mă rog, dacă vă interesează League of Legends, o să vă las un link în descriere, intrați acolo, dacă vreți dați un like și... Da, cam atât. Bun, așa, să văd de treabă mai departe. Op. Ok. Doamne, cât de dobitoc să fii să uiți aia. Și trebuie să fac, cum am zis, o platformă acolo jos, pentru că aici sus e cam nașpa cu platformele. Ok, uite încă nou. Așa am la ouă destule. Adică găsem unul ceva gen era pe aici înainte să încep să filmez și l-am luat. N-am mai resat. Ok, am un stack de ouă. Ok, așa, acum o să avem... Am nevoie de 9 bucăți de gold. Hai că facem rost. Ups. Doamne, deci abia aștept să vină vara. Mai sunt 2 luni până la BAC. Ultimele luni. Acum intrăm efectiv în ultima numărătoare inversă, să zic așa. Și chiar sunt curios, chiar sunt foarte curios ce o să fie, adică... Mă rog, o să mă duc acolo, nu, bine, o să fie bacul, dar nu la asta mă refer, știți la ce mă refer. Sunt curios ce o să pice și, mă rog, o să treacă repede și bacul. Și după aia, în sfârșit, o să vină vara și vacanța și relaxare și pentru eu, doamne, 4 blocuri, 5 blocuri, uite încă un ou. Mai avem straturi de desubt de iron, perfect. Avem și lapis și diamant. Câte straturi mai avem sub noi? 1, 2, 3. Așa. Ok, vreau bucata asta de gol neapărat. Și asta de lapis, vreau și diamantul. Basically vreau să iau goldul. Mamă, ce-am crezut că-l pierd pe ăla.
De fapt, aș vrea să iau tot, dar nu se poate. O să avem un strat de iron pe care o să-l lăsăm aici și o să venim și o să-l iau cu apă. Bun, partea bună e că avem fix cât pentru un bloc de gold într-o grămăjeară de asta. Nu mai au totul momentan, n-am nevoie. Așa, perfect. O să vin aici și o să iau tot cât pot. Bun. Și trebuie să văd cum fac să duc acolo iarbă. După ce duc iarbă jos, o să pot să fac platforma mai departe. Bun. Dar până atunci... Dar până atunci am făcut rost de ce aveam nevoie. Așa că... Hai să craftăm blocurile de gold și să vedem ce iese. Pentru că știi, chiar sunt curios, deci nu m-am uitat să văd la alte persoane ce au făcut. E efectiv prima dată, adică când joc și nu știu foarte multe despre asta. Ok, doamne, trebuia să mai crește. Dar chiar, de ce n-am niciun sapling pus? Hai să punem mai multe, nu doar unul. Pun unul aici, unul aici. Acolo nu știu dacă o să crească. De fapt, ar trebui să crească. Așa, lasă așa. Avem destule sapling-uri acum, pe ăsta lăsăm aici. Știți, așa, just in case. În caz că se întâmplă mai știu eu ce. Ok, o să folosesc asta și n-am ce să fac. Trebuie să folosesc blocuri de lemn. Bun, hai să citim asta, să vedem. Deci, basic eggs spawn randomly around the world, any place, any time, you can trade them for dragon eggs with egg merchants. Ok. Dragon eggs can be obtained by trading with egg merchants by sitting upon a dragon egg. A bounty of random goodies will appear for you. Egg merchants can be summoned by dropping an egg on a block of gold. They will trade basic eggs for dragon eggs. Ok, am înțeles, am înțeles. Deci, basically, unde îl spawnez, cam trebuie să-l țin pe acolo. Sau cel puțin să am grijă. Uite, cred că mă duc și eu să-l summonez acolo. Ok. Avem melon seeds. A, chiar, avem melon seeds. Ce nu m-am gândit la asta? Uite asta că tot nu e prea crescută. Și asta acolo. Bun. Tot nu avem niciun os, niciun bon, nici nimic. Avem cam multe ouă. Deci e bine. Acum o să putem să facem un bloc de gold. Și uite în partea... Nu, uite în partea aia o să facem un fel de groapă pentru asta. Și mă, cred că ar trebui să-ți dezactivez totuși. Asta. Clouds fancy of. Gata. Nu mai avem nori. Acum e mai bine. Așa, 6 bucăți încă 3. Mă, deci... By sitting upon a dragon egg, a bounty of random goodies will appear for you. Ok, să vedem. Încă una. Și am și ceva level. Ah, dar chiar aveam level și l-am pierdut când am picat. Ok. Hai să iau ole. Și cred că atât. Cred că atât e suficient. Mamă, deci vă dați seama ce ar însemna să pic acum. Mamă, și cred că aș face urât rău de tot și ups. Upsi. Asta n-a fost plănuit. Ok. Hai să nu aici, hai să pun bloc mai jos. Așa. Deci trebuie să arunc unul pe... Ok.
Așa. Unde dracu e? Uite-l. Ioi, ce era să moară ăsta, frate. Doamne. Ok. Deci am luat un ou de dragon. Deci era... Deci vă dați seama că am pierdut acolo 9 bucăți de gold. Ce însemna să moară ăsta. Ok, hai să... Sincer, nici nu știu. Hai să-l închidem cumva și să nu poată pleca. Bun. Ar trebui să fac și un fel de mică fermă de găini. Neapărat pentru că... Vedeți, după cum vedeți și voi, am folosit 8 ouă pentru un ou de dragon. Să nu crezi, dar chestia se consumă când sparg lucruri cu ea. Deși nu cred, n-ar trebui. Logic ar fi să nu, dar ne, e Minecraft. Bun, 10 bucăți de asta. Bă, și e noaptea, fac. Bun, deci dacă stau pe un d-asta, ar trebui să-mi apare ceva goodies. Ok, putem încerca. Îl punem aici și... Quartz, serios? Quartz. Nether fucking quartz. Ce fac eu cu nether quartz-ul? Fuck. Da. Normal. De fapt, nu știu de ce mă mir. Ok, uite încă nou. Mă, o să cred că merge orice fel de ou. Așa că o să merg acolo și o să fac o fermă de găini micuță. Ok. Când se face zi? Bă, da, și ăsta, frate. Fuck, man. Fuck this shit. Ok. Eggbird. Deci, pene, raw chicken și ouă normale. Deci, basically, ouăle trebuie să le facem în găini. Și, de fapt, să înmulțim găinile. Asta înseamnă că o să trebuiască să facem o fermă mai mare de semințe. Ia, uite încă un ou. Bă, boare, dacă mi-au o lopată, o de-asta... N-am și o sabie, să mor că nu mai am sabie. Pa. Da. S-a dus dracu când a murit. Ups. Așa. Am asta, hai la treabă. Mă, nu pare a fi ceva pericol pe acolo. Dar totuși mai bine să fiu sigur. Ok, e un creeper. Bun. N-a bubuit de aici, deja nu mai contează. Bă, ar totuși ar trebui să-mi păstrez Iron Pickaxe-ul momentan. Adică nu se știe când ai nevoie de el. Bun. Și în cazul în care o să vreau să nivelez și asta, nu o să fie mare problemă. O să mă descurc eu cumva. Ok, deci ăsta e hardened clay și ăsta e red sand, ok. E bună faza cu clay-ul. Poate o să vreau să fac... Bine, o să fac și ceva construcții la un moment dat, însă până atunci... bun, de fapt mi-ar trebui o lopată aici, dar cine mai... De fapt, stai că pe asta pot să o spar mai bine cu mâna. Chiar mai bine, așa. Ok, și avem 10 ouă. Hai, măcar 2 spawnează. Căcat, nici măcar una, bă, bă, una n-a spawnat. Măcar avem zona pusă aici. Ok, trebuie să începem să căutăm mai multe ouă, neapărat. Ok.
posibil în partea asta, nu știu dacă găseau. Oh, doamne. Oh, ok, uite unul, exact ce ziceam. No, 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 fuck, 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 fuck. De ce a trebuit să fii tu fix creeper? Da. Da. Drăguț. Ce să zic? Am nevoie de slaburi. Știi, măcar dacă cădea și mie din... chestia aia pe care am spart. Dacă îmi cădea și mie un... un os măcar, era frumos. Ah, nu bun. Nu mai avem slaburi. Nu mai avem lemn, de fapt. Ceva îmi spune că pe aici nu o să crească nimic. Vai de capul meu. Mă rog, merge și așa, de fapt. Mă, o picat. Faza... Da, asta e faza nasală. Faza nașpa e că aș vrea să mă bat cu ăla, dar n-am cum. A, ba, de fapt am cum. Trebuie să-l aduc, uite, aici. Shit, mamă ce m-a picat ăla. No, 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 no. Fii atent că sunt mort. Perfect. Ah, doamne. Două oase. Acum... Problema e în ce investesc eu oasele astea. Adică am nevoie și de lemn... Oh, căcat. Ah, stai, nu, cum mă moară foamea. Am nevoie și de lemn, dar am nevoie și de mâncare. Mă rog, oricum, și dacă nu mă făcea asta lău, tot muream de la foame. Ah. Asta a fost rapid. A fost chiar foarte rapid. Da, o să spargem cu mâna. Nu mai am unde sta. Nu mai am suficientă piatră pentru a face un topor. Nu, no, bă. Am ajuns și eu până aici, dar faza e că până am ajuns și eu aici, în partea cealaltă, adică acolo, sau că am mers pe un mobi. Mă, știi ce aș putea să încerc? Să fac un copac de la mare. Și așa nu o să mai avem chiar cea mai mare problemă cu lemnul. A, așa o să fac până la urmă. Da, faza e că trebuie să împice un sapling din astea. Că fără sapling nu prea am cum să fac un pom mare. Ok, am două. Am trei saplinguri. Ne. Păi... Na, dacă tot a mers în locul ăsta din prima... Da. E bine, am folosit cam mult. M-aș putea să fac un topor de... Nu, nu fac. Nu fac, frate. Nu e bine. Sunt resurse importante la mijloc și eu le irosesc ca dracu. Doamne feri.
Așa. Trebuie să pice două seplimuri din asta dacă vreau să fac un copac mare. Și posibil să nu mai pice niciunul acum. Știi momentul ăla când chiar ai nevoie de seplinguri și nu pică niciunul. Fuck this shit, man. Și când n-ai nevoie de seplinguri, dă pică vreo 5 dintr-un copac. Vezi tu. Nici măcar unul, mă, unul. Cât să-mi repa, cât să-mi locuiesc seplingul. Da, exact ce ziceam. A căzut un ok. Oh, chiar două! S-a mort, dar s-a mort, deci nu le-am văzut. N-am văzut când au picat. Ok, nu mă plâng. Avem una, două, trei, patru. Da, o să mă aștept să fie ceva. Ok, puteam să mă aștept la asta. Hai să mai iau ăsta. Și știi, acum că stau și mă gândesc, n-ar fi prea bine, pentru că probabil nu și-ar plăti prețul în sapling-uri, să zic așa. Așa că o să rămânem la 3 și ăsta lăsăm. Și mă duc amul ăsta. Și mai era unul în partea aia. Și cu ouăle pe care le-am luat, mă duc direct la ferma pe naibii, că s-a dus ăsta, s-a despawnat naibii până mă ajuns eu la el. Ce mă enervează chestia asta că stă aici. Ne, uite și... A, perfect! Din asta au căzut două seplenguri. Uite acolo încă unul. Hai, frate, măcar o găină spawnează și tu una, nu cer mult. Și după aia chiar vreau să văd ce face găinușa aia pe care am spawnat-o din greșeală. Bă, dar e șmecher că atunci când n-am vrut efectiv să fac asta, s-a spawnat... Oh! Oh! Nu, 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 stai! Să mor tu. Nu cred așa ceva. Care, Doamne, iartă-mă, erau șansele. Deci nici nu mă așteptam să fac așa ceva. Acolo stai. Doamne ferește. Stai că te să am grijă să nu fugă asta la alta acum. Hai, da, vino încă, Doamne. Doamne, apără și păzește și Doamne. No, bun, hai. Te duci tu acolo. Știți ceva? Fuck this shit. Sunteți bine, n-aveți treabă, vă las. Hai. Creșteți și... O să vă mulțesc eu mai încolo. Ia, uite-te și tu. Ești nebun. Asta chiar, n-ar trebui să fac și eu cumva oare... Ceva, un fel de scară în care... Ca să nu fiu nevoit să... Pun semn mereu când ies și să-l iau. Pentru că cine știe cum iese vreodată asta așa random. Și așa pierd o bucată de semn mereu. Lasă rezolv eu. Cred că o să fac o scară. Teoretic puii nu se urcă pe scară, nu? Da, așa fac. Ceva cred că o să fac chiar acum. Doamne feri. Deci avem găinușe. Yes. Ha, atât aveam nevoie, mă. Ok. Așa, perfect. Deci nu cred două găini în două. Wow, care erau șansele? Bip, 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 bip
Bă, am două șurumuri și nu le pot folosi, că am nevoie de ele. Și de fapt, deci, domnule iertă, m-am crescut eu jungle, așa, bine, dă mai mult lemn, dar mai bine dacă făceam oak, pentru că dacă făceam oak astfel, aveam și mere, adică puteam să avem și mere. Și în momentul de față sunt cam secat la viață. Adică vedeți și voi, dacă eu pic de la 3 blocuri sunt mort. Oricum.